Să nu ne fie rușine să o pornim de la zero, să nu ne fie rușine să ne reinventăm. Ca mulți alții, ca foarte mulți alții, am luat-o de la zero în momentul în care am ajuns aici, având o parte dintre membrii familiei care lucrau în domeniul construcțiilor, acolo am intrat și eu, nici nu știam să bat un cui. Dar așa am început și din fericire n-am fost niciodată tratat diferit. Din disperarea asta de a reuși, de a nu te întoarce cu coada între picioare, românii învață limba, învață meserii, lucrează efectiv ca nebunii. Mi-aș dori să avem 500.000 de români, membri în tot ceea ce înseamnă mișcare politică aici. Și mi-aș dori să ne vindem, în ghilimele, mai bine, să ne reprezentăm interesele mai bine. Cred că România este pe un drum bun, chiar cred. Ar mai fi o paranteză de făcut. Cred că avem nevoie și de un proiect de țară, un pic mai așezat, mai serios. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Bogdan Cronț, românul care a cucerit internetul sub pseudonimul Ionică Nebunu și care poate fi găsit și pe paginile Camarad. Originar din Iași, Bogdan are 43 de ani și s-a stabilit la Londra împreună cu soția și cei doi copii acum mai bine de 10 ani. A plecat din România de prea mult bine și în Anglia a muncit pe șantier în primii ani. Dar, fiind absolvent de jurnalism și științele comunicării, a reușit să-și pună profesia și carisma la muncă în mediul online. Este urmărit de peste 650.000 de oameni, iar conținutul pe care îl produce a devenit viral, mai ales printre românii din diaspora, pentru că vorbește pe șleau și cu umor despre teme relevante direct de la volanul mașinii sale. Este recunoscător României pentru că l-a format și crescut și Marii Britanii pentru că l-a adoptat și i-a oferit șansa unei noi vieți și apoi i-a acordat statutul de cetățean. În momentul de față simte că poate să pună umărul la ceva bun și este pe cale să-și pornească propriul podcast, un produs media onest care să livreze un plus de bine și de speranță în viețile românilor care locuiesc, învață și muncesc în afara granițelor României. Urmăriți un episod cu mult adevăr, multă durere, mult optimism și multă gândire pozitivă. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Podcastul Hacking Work este susținut de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus Bogdan, mă bucur să te întâlnesc la Hacking Work. Vă salut, mulțumesc pentru invitație. Facem astăzi o convorbire de la Cluj, eu, tu de la Londra și le dăm oamenilor ocazia să se întâlnească cu Ionică Nebunu sau cu Camarad, cum te știu oamenii mai nou de pe Facebook. Ești un om foarte popular și astăzi poate nu o să fie foarte mulțumiți unii dintre cei care se uită la noi. Facem o discuție mai serioasă, nu la fel de veselă cum sunt multe din postările pe care le ai tu. Bogdan, trăiești de 10 ani în Marea Britanie și ai devenit și cetățean. Ești acolo cu întreaga ta familie. Ne interesează foarte tare să explorăm cum trăiesc și mai ales cum muncesc românii care sunt în străinătate. Avem câteva proiecte pe care vrem să le dezvoltăm în direcția asta. Am avut un interviu cu Teleleu, poate știi echipa de la Teleleu, jurnaliștii care documentează viața românilor din diaspora și o să mai încercăm să facem interviuri cu românii de afară. Bun, hai să vedem cum e viața ta acolo, ești de 10 ani acolo, cum te-ai adaptat, ce ai învățat, ce a trebuit să schimbi la tine ca să ajungi să ai succes acolo. Păi, în primul rând, ca mulți alții, ca foarte mulți alții, am luat-o de la zero în momentul în care am ajuns aici. Nici nu prea am simțit când am luat-o de la zero, pentru că am venit cu disperarea, în primul rând, dar și cu entuziasmul omului care își dorește să reușească, să aibă o nouă viață. Am venit eu pentru început, apoi la vreun an distanță au venit soția și copiii. Cum v-am spus, am luat-o de la zero, în sensul că background-ul meu, pregătirea mea, studiile le-am făcut în jurnalism, am ajuns aici, nu se putea face jurnalism în niciun caz, cel puțin în situația mea, având o parte dintre membrii familiei care lucrau în domeniul construcțiilor, acolo am intrat și eu, nici nu știam să bat un cui, cum, corect, ca să spun așa, chiar țin minte că în una dintre primele zile de muncă m-am prezentat la îndemnul unui unchi de-a meu, ca fiind un specialist, cred că în românește se numește dulgher. Eu nu le știu foarte bine pentru că nu am avut ocazia să lucrez acasă, dar este cel care lucrează cu lemnul, nu?
Dacă repregătește cofrajele, în general, când se toarnă betoanele. Exact. Aici îi spune carpenter și eu trebuia să mimez faptul că sunt un foarte experimentat carpenter, iar un dulgher, unul dintre instrumentele de bază ale dulgherului, este ciocanul. Și eu îmi cumpărasem ciocan neavând bani prea mulți atunci, de la un magazin de ăsta, cum ar fi la noi, de un leu. Aici sunt așa numitele magazine, la o liră. Și aveam o tentativă de ciocan, ca să-i spun așa, iar șeful în fața căruia m-am prezentat m-a întrebat, sigur ești dulgher, carpenter? Și eu spun, 100%. Și el îmi spune, îmi place ciocanul tău, foarte, e nou-nouț, nu? Zic, da. Eu n-am înțeles ironia la momentul respectiv. Dar așa am început și din fericire, n-am fost niciodată tratat diferit, n-am fost niciodată altfel plătit decât erau plătiți cei cu mai multă experiență decât mine, chiar asta m-a mirat. Iar cei care erau în locurile în care mergeam eu să muncesc, nici nu ar fi acceptat ca eu să fiu plătit altfel. Pentru că asta ar fi însemnat în timp o concurență neloială. Am învățat enorm de multe lucruri, nici nu știu când le-am învățat, pentru că n-am avut timp să le diger foarte bine. Și pe lângă partea de meserie, piața muncii din Marea Britanie este extraordinar de elastică. Eu am avut, cred că pe puțin 30 de joburi diferite, ca să folosesc un englezism, în toți acești ani. Efectiv lucrez ca self-employed, cum se numește aici, deci o persoană fizică autorizată. Un microserial. Dacă vrei să începi să lucrezi ca un, nu pot să spun electrician, dar ca un ajutor de electrician, efectiv mergi, faci un curs, îți iei un anumit card care dovedește că ai niște competențe de bază și pornești acolo, după care te schimbi în altceva, în funcție de cum te așezi tu, de ce oportunități ai. Deci este o piață a muncii foarte, foarte elastică, evident poți lucra și ca angajat. În același timp, ca să trec la planul 2, ca să spun așa, cum am evoluat, în momentul în care am ajuns în străinătate, am putut să mă cunosc mai bine pe mine. La fel ca mulți alți români. De ce? Pentru că am avut mult mai multe termene de comparație. În momentul în care eram acasă, eram cumva la fel cu toți cei din jurul meu, din mica mea lume, din micul meu univers. În momentul în care am ajuns în străinătate, după un timp, am început să-mi dau seama că, de exemplu, sunt foarte nervos, că era cumva explicabil, da? Pentru că era situația cum era, dar că sunt format într-un anumit fel. Și vă dau un exemplu. În momentul când se întâmpla ceva rău în locul de muncă, cumva prima mea reacție era să spun nu-i vina mea. Și mă uitam la ceilalți sau la șefii mei pe care nu-i interesa cu e vina în momentul ăla, îi interesa hai să reparăm problema, hai să o rezolvăm, după care analizăm, vedem. Și la fel, de multe ori am avut surpriza să văd că faptul că cineva făcea o greșeală nu era un capăt de țară. Pe ei interesa să vadă ce a dus la respectiva greșeală și cum ar putea fi evitată. Apoi am învățat că, deci nu știu cum să o spun. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități, unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Noi trăim cu impresia despre noi că suntem ospitalieri, că suntem extrem de deschiși, că suntem extrem de buni, de calzi ca oameni. Și mi-am dat seama, privindu-mă pe mine și privind pe mulți alți conaționali cu care intram în contact, nu suntem chiar așa. Că mai avem și noi tendințe de astea rasiste, pot să le spun, că nu-i un cuvânt chiar dacă pare dur. Ne uităm cu reținere la străini. Exact. Pentru că acum nu intrăm într-o analiză, dar noi românii nici nu am avut experiența emigrării. Deci puțin așa mai plecat prin America, prin diverse zone, dar în istoria noastră noi am fost mai mult la vatră, nu? La lângă sobă. Ceea ce nu-i rău. Dar nu am fost ca olandezii, nu am fost ca britanicii, nu am fost ca portughezii, spanioli. Pentru noi a fost un șoc să ne trezim într-o astfel de situație.
pe de o parte, pe de altă parte, e bine că am avut o supapă, am avut unde să ne revărsăm ca să nu explodăm în interior. Deci, ca o concluzie, da, te schimbi din foarte multe feluri, te schimbi de multe ori de cele mai multe ori pe nesimțite, nu-ți dai seama, dar cred că faptul că am avut această oportunitate și faptul că am putut înțelege că lumea nu se termină la gardul satului nostru sau la strada care separă un cartier de altul, este un lucru foarte bun. Și cu bune și cu mai puțin bune, te îmbogățește ca om. Și asta e foarte important. Ești acolo de 10 ani și înțeleg că ești self-employed. Ai pornit din construcții. Ce faci acum? Cu ce te ocupi acum? La ce nivel profesional ai ajuns? Sau cu ce anume te îndeletnicești? Lucrez pe două direcții. Una este creativă, prin intermediul unei firme, unei mici firme pe care eu am realizez ceea ce s-ar numi producție publicitară, pentru că sunt foarte multe companii acum românești aici, iar modul în care se poate ajunge la potențialii clienți, modul cel mai facil, pentru că noi nu avem ceea ce numim presă clasică, media clasică, nu avem televiziune aici, sunt rețele sociale și atunci rețelele sociale sunt o modalitate de a ajunge foarte ușor și țintit la potențialii clienți. Iar a doua parte este partea lucrativă, ca să zic în ghilimele, care pay the bills, cum zice englezul, și sunt în continuare acum lucrăm la se pregătește o extindere de port, pentru că eu locuiesc lângă Tamisa, lângă râu, și unul dintre porturile de pe marginea Tamisei se extinde și sunt în continuare aici ca angajat, nu ca self-employed. Deci merg pe aceste două direcții. În construcții. E mai mult, da, transport, practic sunt niște Ok. Da. Am înțeles. Pentru că ai vorbit despre treaba asta cu publicitatea și comunitatea românească, care deja are și zonă de business, este un lucru remarcabil, foarte bun. Cum e comunitatea românească din Londra? Nu știu dacă poți să vorbești despre toată din UK, dar cum e comunitatea din Londra? Sunt românii dispuși să ajute? Sunt solidari? Sunt apropiați și sar să sprijine? Sau sunt cum am întâlnit în Statele Unite, de exemplu, am fost mai de mult acolo și mi-au spus românii: aoleu, dacă ai vreo problemă aici, numai la român să nu cere ajutorul, că dacă poți să te îngroape, te îngroapă. Deci sunt în felul ăsta sau în alt fel românii? Sau nu poți să generalizezi? Da, evident, nu putem generaliza. Avem un specific al nostru, într-adevăr, față de alte comunități. Aș spune, în primul rând, că suntem încă o comunitate în formare. Încă suntem în chinurile facerii din punct de vedere al unei comunități, a ceea ce înseamnă comunitate. Avem foarte, foarte multe momente în care românii au sărit și s-au ajutat unii pe alții. Deci fără prea multe întrebări, când a fost de ajutat, s-a ajutat. La fel cum o fac în multe alte zone ale lumii. Avem și probleme, pentru că sunt oameni și oameni. Ca să spun așa, practic o comunitate o poți împărți în trei segmente, dintr-un anumit punct de vedere. Sunt cei care au venit punctual să-și rezolve anumite probleme. Deci am venit, vreau să muncesc 2-3 ani, să-mi cumpăr un apartament sau să fac ceva, deci să-mi plătesc niște datorii. Sunt cei care au venit cu gândul de a efectiv intra într-o nouă viață și să rămână pe termen lung. Și sunt cei care, la fel cum spuneai și tu, se uită cu un ochi spre casă. Am și înțeles. Așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Cam asta suntem și noi, din punct de vedere al comunității. Dar vreau să spun ceva și am uitat exact când vorbeam, era un exemplu interesant, dar l-am uitat, mi-l reamintesc și revin. Nu e nicio problemă. Bun. Ai pus și tu în valoare un lucru care și mie mi se pare senzațional. Avem 5, 6, 7 milioane de români care au plecat din țară, temporar sau parțial, pentru că e foarte greu să-i numărăm, și care cei mai mulți au plecat în țări unde nu prea știau limba locului. Tu ești un caz fericit, ai făcut facultate și probabil cunoșteai limba engleză sau măcar the basics. Da? The basics. Însă cei mai mulți au plecat în țări unde nu prea se descurcau cu limba, iar profesional nu prea aveau niciun fel de pregătire pentru ce au început să lucreze acolo. Faptul că în timp foarte scurt aceste milioane de români au reușit să învețe profesii noi
și pe care să le practice fiind respectați în mediul profesional în care se află. Poate nu sunt cei mai de vârf specialiști, însă sunt cu toții respectați, plătiți, integrați acolo. Arată că avem capacitatea asta de adaptare, de sacrificiu, de schimbare, de investiție, de energie într-o direcție constructivă. De ce crezi tu că treaba asta nu neapărat funcționează acasă? Pentru că, vezi, România se schimbă cu siguranță, însă poate nu se schimbă cu viteza cu care ne-am dorit-o cu toții. Ce ne ține în urmă sau ce ne face să fim mai lenți acasă decât acolo unde dăm cu nasul de greutăți? O să pornesc tu de la exemplul meu, că nu pot analiza altfel. Acasă eram dezamăgit de foarte multe lucruri, pentru că și așteptările mele erau mult mai mari raportat la ceea ce înțelegeam prin noțiunea de acasă. Când am plecat, așteptările mele nu erau atât de mari, în schimb aveam un entuziasm uriaș. Deci dacă m-ar fi pus cineva, vă povesteam de domeniul construcțiilor, să învârt betonul cu mâinile goale, l-aș fi învârtit cu mâinile goale, nu se punea problema. Deci da, cred că și din disperarea asta de a reuși, de a nu te întoarce cu coada între picioare, românii învață limba, învață meserii, lucrează efectiv ca nebunii și întotdeauna, noi ca noi, eu când am plecat aveam 30 de ani, ești mai tânăr, ești mai adaptabil, ți-e mai ușor să o iei de la zero, dar mă uitam inclusiv în familie, cazul unor femei de 50 de ani, de 55 de ani, care au ajuns, obligate, nu din plăcere, să plece din mica lor lume, dintr-un sat, da? În Italia, ca badante. Și ce presupune asta? Nu știi limba, tu poate n-ai ieșit în viața ta, n-ai văzut Bucureștiul, n-ai văzut Clujul, ajungi într-o țară străină, dar nu ești într-o fabricuță cu alte 30 de femei ca tine. Ajungi în intimitatea unei familii cu care nu poți comunica, că nu-i cunoști limba și mai trebuie să ai grijă de un bătrân, de cele mai multe ori un bătrân cu mari probleme de sănătate, inclusiv psihice de multe ori, pentru că altfel nu te-ar fi chemat. Și m-am gândit întotdeauna la femeile alea ce au simțit. Și mai lucrează și 7 din 7, cu 2 ore libere. Și fac asta de ani de zile. De aici avem și așa numitul sindrom Italia. Probleme grave. Și am toată considerația, tot respectul pentru aceste exemple, cum am tot respectul pentru milioane și milioane de români care au putut să o ia de la zero. Ca să revin la cazul particular al Marii Britanii. Marea Britanie, aici pot să spun, spre o deosebire de alte state, îți dă șansa să urci foarte repede. Eu, doar eu, cunosc 3 exemple de tot femei, toate, care au pornit de la menajeră de hotel și au ajuns manager de hotel. Și asta nu s-a întâmplat în 20 de ani, s-a întâmplat în 4-5 ani. Pentru că ei au un anumit, în general, deci nu spun că nu sunt excepții, dar în general nu sunt interesați de unde vii, sunt interesați de ceea ce poți face. Iar dacă el are 3 prieteni, 3 conaționali și 2 români, românii fac treaba extraordinar de bine, dacă va trebui să renunțe la niște oameni, nu va renunța la cei care fac treaba bine. Cu prietenii lui merge în pub, se distrează, dar când e vorba de lucru, îl preferă pe cel care își face treaba bine. De asta avem și o schimbare a pieței muncii aici, în comunitatea românească, că la început, când au valurile mari de români, au venit din 2014, de când s-au ridicat restricțiile. Și la început, fiecare, pe unde putea, pe unde avea pe cineva. Mulți am început foarte de jos. Ei, în momentul de față, dacă vorbim tot de construcție, avem o mulțime de manageri români, avem o mulțime de șefi ai diferitelor departamente. În domeniul medical avem foarte mulți români, în domeniul a tot ceea ce înseamnă management, la fel. Deci comunitatea, din punctul acesta de vedere, tot se ridică și asta e extraordinar de bine. Bun. Ce părere ai despre stereotipurile care circulă despre românii din diaspora? Pentru că sunt foarte multe lucruri care se spun și mai puțin favorabile. Știi? Da. Și de foarte multe ori ele ajung să ocupe spațiu de primă audiență și cred că e un pic nedrept, că nu e neapărat așa. Sigur, avem și noi,
uscăturile noastre din pădure, da. Dar poate nu asta este realitatea și ar trebui să ne îngrijim de imaginea noastră colectivă. Dar vreau să văd perspectiva ta. Perspectiva mea, la fel, vă pot prezenta foarte simplu printr-un exemplu personal. Când am venit, la un moment dat, am locuit în aceeași casă cu câțiva tineri români. Era o tânără familie de români cu un copilaș mic și încă doi. Băieți, era o casă mai mare, aveam camera mea. Dar tot ceea ce făceam, făceam în ideea de a reuși să-mi aduc familia acolo. Deci să-mi închiriez ceva separat. Pentru a-ți închiria ceva separat, un apartament, de o casă nu mă puteam apropia atunci, ai nevoie de o anumită stabilitate financiară pe care ei o observă la tine prin așa numitul credit score. Nu o să intrăm în detalii. Ceea ce vreau să spun este că la un moment dat am găsit un mic apartament foarte frumos, care se preta pentru ce aveam eu nevoie, inclusiv ca preț, dar acel apartament mai era dorit de o familie de englezi și de o familie de polonezi. Ambii, pentru că cei de la agenție analizează situația ta. Eu lucram în domeniul ăla, domnul din Polonia era șofer de ambulanță în sistemul ăsta public de sănătate și atunci era mult mai stabil decât mine și mai era familia de tineri englezi. Nu prea aveam nicio șansă să primesc acel apartament. Dar cei de la agenție, în momentul în care mi-au verificat datele și s-au uitat pe adresa la care locuiam împreună cu respectivii tineri români, au zis, bune, dar asta este o locuință închiriată tot de noi. Tu locuiești acolo? Și zic, da. Locuiești cu respectivul? Da. Sunteți rude? I-am zis, atunci am mințit, i-am zis că da, suntem veri. Păi atunci apartamentul este a tău. Pentru că noi îl cunoaștem, este un foarte bun platnic, suntem foarte mulțumiți de el. Și dacă el poate garanta pentru tine verbal, e a tău. Și atunci mi-am dat seama că, chiar dacă nu realizăm modul în care ne comportăm fiecare în societate, la locul de muncă, influențează în bine sau în rău și pe ceilalți. Deci suntem mult mai interconectați decât credem. Și exemple de asta întâlnești cu duiumul. Mergi undeva, iar în momentul în care nu o să te întrebe nimeni din primă, nici nu-i frumos, dar la un moment dat te întreabă, poate într-o situație mai relaxată, where are you originally from, cum spune ei. De unde ești tu? Practic. Și spui România, de foarte multe ori, dacă el a avut experiențe pozitive cu alți angajați români, ai o bilă albă sau viceversa. Dar cred că în proporție de peste 80% suntem în general oameni muncitori, oameni care ne dorim să fie bine. Noi avem și un specific al nostru, vă menționam de acei tineri cu care locuiau în respectiva casă. Ce este diferit față de alte naționalități? Dacă se strică ceva în casă, românul în general repară, nu sună la agenție să-i trimită om, să-i repare, să cheltuie, așa e românul. Plus, noi suntem obișnuiți, avem casa noastră, deci foarte mulți români își cumpără locuințele, nu vor să stau o vreme, dar dacă au posibilitatea să-și cumpere o locuință, să o înfrumusețeze, să-și o facă cum îi place lui, face acest lucru. Și astea, mă rog, ne dau o imagine așa de gospodari, ca să zic. Crezi că ar trebui să muncim un pic la reputația asta noastră, să fim un pic mai conștienți, să schimbăm cumva perspectiva pe care o proiectăm în lume? De multe ori vorbim ne luăm în derâdere și ne considerăm șmecherași, hoți, combinatori. Știm, e un vocabular întreg, avem, cred că, pagini întregi de dicționar cu termeni pentru zona asta și, de fapt, nu asta este realitatea. Realitatea este că sunt milioane de români care s-au dus și au luat-o de jos, au muncit serios, au făcut eforturi uriașe, au dovedit acolo pentru că sunt integrați, sunt respectați și ar trebui să avem o altă percepție despre noi și să afirmăm altfel lucrurile despre noi ca grup de cetățeni venind dintr-o parte. Bun, totuși, vreau să te întreb, sunt și români acolo care trăiesc rău, cărora le este greu, care n-au reușit încă să se așeze sau care au probleme în a își găsi rostul? E situația asta? Se întâmplă? Sigur că da. Sunt mulți și cred că și sunt mulți care trăiesc o depresie accentuată și poate nu-și dau seama. Și îi întâlnim în discuțiile pe care le avem în diverse locuri în care ne întâlnim. Îi observ pe acei oameni care critică tot din jurul lor, sunt nemulțumiți de absolut orice din această țară, bănuiesc că la fel se întâmplă și în Italia și în Danemarca și oriunde.
Iar în momentul în care îi spui ok, dar de ce nu te întorci acasă atunci? Pentru că genul ăsta de oameni îi urăsc pe ceilalți, îi urăsc pe băștinaș, ca să zic așa, și îți răspunde pe acasă ce fac. Și îți dai seama că sunt oameni practic suspendați între două lumi. Nici aici nu reușesc să se integreze, nici acasă probabil mai merg, încearcă ceva, nu reușesc și atunci da, sunt într-o situație destul de grea. Care ar fi cauza pentru situația asta lor? Nu au reușit să învețe o profesie cum trebuie sau n-au avut, nu știu, conexiunile care să-i așeze, nu știu, într-un job mai bun sau într-o situație de locuire care să fie stabilă, că poate și asta să fie, dacă stai cu cortul sau dacă dormi pe sub poduri, s-ar putea să nu poți să te integrezi profesional, chiar dacă ai vrea să înveți o meserie sau să o practici. Da. Care e situația, care e cauza acestei stări de suspendare? Nu au o profesie, nu reușesc să câștige stabil sau e altceva? Cred că cei mai mulți sunt oameni din cea de-a doua categorie despre care vorbeam la început. Sunt cei care nici nu au venit să rezolve punctual ceva, să strângă niște bani, să plece și să rezolve o anumită problemă acasă. Nu sunt nici cei care vor să se așeze și să se integreze pe termen lung. Sunt cei care se uită, nu știu ce să facă și atunci, într-adevăr, nici nu învață limba. Mulți dintre ei sunt oameni de 40 plus. Nici nu învață o meserie, nu au acea tragere de inimă să facă ceva foarte, foarte aplicat. Și atunci, ca un mod de apărare, de justificare a nereușitei, critică absolut tot din jurul lor. Și aici vă mai dau un exemplu, am multe, multe exemple. La un moment dat m-am, ca self-employed, am fost trimis într-un anumit loc de muncă, era o dimineață și în momentul în care așteptam să vorbesc cu unul dintre șefi, am auzit vorbind românește și lângă mine erau doi domni, probabil la 45-50 de ani, cu o cafeluță în mână, cu o țigară, vorbeau în limba română, m-am dus, am salutat, ei m-au luat așa, se uitau într-un ochi, vorbeam și de chestia asta, că nu suntem chiar cei mai deschiși oameni din lume noi, ce caut eu acolo, dar ce știu eu să fac, dar vorbesc limba, mă rog, am avut așa o discuție de vreo 10 minute, după care fiecare a plecat în treaba lui. Și la un moment dat i-am văzut un mic șef, era un irlandez, a venit și le-a spus să facă ceva. Fiind irlandez, engleza, evident, este o engleză mai diferită. I-au spus că da, 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 ăla a vorbit destul de apăsat așa, deci vă duceți acolo, faceți aia, terminați, într-o oră sunteți gata. Și i-au spus da, 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 după care i-am văzut pe amândoi șovăind, nu știau încotro să o ia, ei nu înțeleseseră aproape nimic. Și se întrebau unul pe altul și erau extraordinar de stresați. M-am dus, le-am explicat despre ce-i vorba și apoi am mai văzut, cât am stat acolo vreo două săptămâni, ăsta era modul în care trăiau acei oameni. Deci încercau să-și imagineze cam ce ar vrea unul sau altul de la ei. Erau foarte suspicioși cu orice alt român, spre exemplu, care vine acolo și care le-ar fi putut lua locul de care ei depindeau, viața lor depindea și era o situație foarte grea, foarte tragică, mi-am dat seama. Și sunt mulți în situația asta. Și sunt mulți care, nevorbind, nefiind integrați, ajung să lucreze tot pentru români, pentru că altfel nu pot, care evident că o să-i plătească cu jumătate de preț. Și de asta sunt și supărați, se vorbesc unii pe alții, se critică unii pe alții, dar unde vrei să lucrezi când tu nu vorbești limba și când nici nu știi să faci ceva foarte bine? Este un aspect al comunității. Am înțeles. E clar din ce spui că e vorba de o problemă de mentalitate, de motivație, de cât de determinat ești să faci o schimbare și să faci un efort și să faci niște sacrificii și de cumva de a-ți asuma și niște riscuri. Și de a lua și bânătăi. Ori noi ne temem odată de rușinea aia, ce o să zică ceilalți și ce o să zică cei de acasă, da, care e o prostie. Și ne temem de eșec pentru că îl înțelegem ca pe un dezastru și ca pe o condamnare la izolare, în loc să înțelegem că bă, e o lecție și am învățat ceva și mâine o să fiu mai deștept din treaba asta. Ai spus despre faptul că unii dintre ei lucrează pentru români și că românii folosesc oportunitatea asta pentru a-i plăti mai puțin. Cum se întâmplă treaba asta și de ce se întâmplă treaba asta și care ar fi cumva căile de ieșire pentru cei care sunt într-o astfel de situație? Păi, se întâmplă pentru că efectiv
se acceptă foarte ușor acest lucru. Sunt oameni aflați într-o poziție disperată, deci nu își permit să negocieze prea multe lucruri. Uh-huh. În același timp, cei care îi angajează nu sunt neapărat rău intenționați. Sigur, pentru că își asumă niște riscuri. Da, ei lucrează legal, atenție, nu că lucrează, mai sunt oameni care lucrează ilegal. Dar sunt oameni care au mici firme și care pentru a obține contracte oferă un preț, o manoperă un pic mai ieftină. Și atunci îl spui, eu nu câștig cum câștigă o firmă engleză, să zicem. Eu primesc mai puțin, eu pot să-ți dau și ție mai puțin. Deci de multe ori este un mecanism de acest gen, nu este neapărat ceva făcut cu rea intenție. Exploatare, înțelegem. Ok. Da, nu este neapărat exploatare, sunt și cazuri de exploatare. Dar cei care totuși se află în această situație, exact cum menționați mai devreme, în loc să profite de această șansă și să învețe, hai măcar să învăț meseria în sine, să fac bine. Pentru că dacă tu știi să pui grese bine sau să repare ceva la o mașină bine, un angajator te poate sau poate tolera faptul că nu vorbești extraordinar de bine. Dar dacă tu îți faci meseria foarte bine și îți dă timp să înveți. Și atunci trebuie să profiți, exact cum spuneați, de orice șansă o ai. Lucrez acum pentru un conațional, ok, o să stau aici jumătate de an, un an, o să învăț treaba, mă duc mai departe. Crezi că e o problemă, în problema asta de mentalitate este și incapacitatea de a ne orienta către învățare pentru cazul lor, adică cumva respingerea unor informații noi și a unor experiențe noi, se tem să învețe, sunt leneși, ce se întâmplă cu ei? Sau pur și simplu sunt speriați sau nu înțeleg procesul? Dacă vorbim la fel, cred că cele mai multe exemple de acest gen sunt la segmentul de vârstă 40 plus. Și dacă ne uităm puțin cum am crescut noi, cum am fost educați, venim din acea generație ieșită din comunism, în care și părinții noștri erau obișnuiți la fel. Te-ai pregătit în ceva și cu acel ceva mergi până la sfârșitul vieții, de acolo ești la pensie. Erau foarte rare cazurile în care îți schimbai meseria. Și atunci pentru cineva care a lucrat, nu știu, ce a lucrat el acasă, vatman de pe un tramvai, e foarte greu să o ia de la capăt. Nu are aceeași deschidere precum un tânăr. Flexibilitatea mentală. Flexibilitatea mentală, capacitatea de a te adapta și la alte situații. Asta e un lucru pe care ar trebui să-l vadă ca valoros și să-l înțeleagă. Măi, nu știu, pot să mă specializez și în alte lucruri. Nu e nicio rușine să înveți de la zero o altă profesie. Dar ei îl privesc ca un eșec și asta îi trage în jos. Bun. Da, de asta mult spun. Pe vremi eu făceam nu știu ce și acum am ajuns să fac asta. Bogdan, noi avem un proiect, se cheamă Mai bine acasă. Am întâlnit mai mulți antreprenori români care au spus că, uite, am început deja să plătim în România salarii comparabile cu cele din vest. Nu sunt egale, cu siguranță, dar nici costurile vieții în România nu sunt aceleași. Bine. Și țintele lor sunt, pe de o parte, să reușească să aducă acasă o parte dintre românii care sunt afară și care sunt, așa cum ai spus tu, cu picioarele în două luntri, da? Care sunt în situația asta. Pentru că, în mod realist, cei care sunt ca tine, care au ajuns să se integreze acolo și au făcut un rost, au copiii la școală, au case, proprietăți deja acolo, cu greu se mai pot gândi să se întoarcă acum acasă. Poate, nu știu, la vârsta pensionării. Cine știe dacă va fi oportun atunci. Însă sunt foarte mulți români, eu cred că sunt sute de mii, care sunt oameni care au ajuns acolo, au experimentat situația asta de a se adapta la nou. Unii dintre ei au învățat profesii noi, au deja niște abilități care îi fac valoroși în piața muncii. Unii au învățat să fie sudori, alții au învățat ca tine să fie dulgheri cu forța împrejurărilor, da? Și care ar putea să fie valoroși. România are acum foarte multe proiecte în construcții. Da. Sunt autostrăzi, sunt foarte multe dezvoltări imobiliare, dar nu numai în zona asta. E nevoie de foarte mulți meseriași și în instalații, în utilități. Deci e mare nevoie. Cu importul de forță de muncă din Asia nu rezolvăm treaba asta, pentru că asiaticii, în general, vin pentru munci foarte rudimentare și plătite foarte jos. Și atunci e o zonă de oportunitate. Întrebarea mea pentru tine este, ce crezi că ar trebui să le ofere angajatorii ăștia românilor de afară, pe lângă acest salariu care să fie decent? La ce s-ar întoarce românii? Sigur că pentru
nu știu, 500 de euro sau 400 de lire, 500 de lire, nu s-ar întoarce nimeni în România. Dar pentru un salariu de la 1000 de euro în mână în sus, s-ar putea să ia în calcul mulți dintre ei să-și dorească să vină acasă. Dincolo de banii ăștia, ce ar trebui să mai fie în pachetul de ofertă ca să-i convingă? Asta o spun majoritate, serviciile, categoric. Și cred că totul poate fi rezumat sub un singur lucru, respectul față de cetățean. Aici ăla e, respectul față de cetățean. De exemplu, se mai întâmpla, majoritatea lucrurilor se întâmplă online acum. Dar înainte, când mai mergeam la primărie, council, cum îi spune, chiar mă uitam la modul în care interacționează unii cu alții. Deci poate veni cineva fără papuci în picioare. Nu contează, e tratat cu respect. Pentru că lucrul ăsta e exersat. Tu, ca funcționar public, exersezi acest lucru. Dar e adevărat că și sistemul în sine permite funcționarului să fie mai relaxat. Pentru că și la noi avem această perpetuă nemulțumire față de funcționari. Dar sunt funcționari care trebuie să facă față la un ritm de lucru uneori, oamenii de la ghișeu. Eu nu știu cum m-aș simți dacă aș deschide ghișeul dimineața și aș vedea 250 de persoane care așteaptă. Și toți supărați, grăbiți. Deci e din ambele sensuri problema. Respectul față de cetățean, evident. Serviciile medicale, dar aici n-aș exagera, pentru că și noi în Anglia nu stăm extraordinar din punctul acesta de vedere. Și cred că o mai bună campanie de comunicare e foarte importantă. Oamenii au nevoie să vadă exemple. Pentru că dacă omul vede, exact cum ați menționat, domnule, sudor venit din țările nordice, să spun că ea lucrează mult la nave, nu? Au sudor extraordinar de bun. Cum s-a integrat acel om? Sau altceva, un inginer. Eu am întâlnit aici, prin natura meseriei, ingineri români extraordinar de buni. Și știți când mi-am dat seama că erau atât de buni? Când au plecat. Pentru că totul mergea smooth, un alt termen englezesc, deci totul mergea lin și frumos, după care respectivul inginer român, era și un băiat tânăr de vreo 30 un pic de ani, a primit o ofertă mult, mult mai bună de la o altă companie și s-a mutat. Era în interesul lui, e de înțeles. În momentul în care s-a mutat, a venit altcineva, era un domn din Australia. A fost o lună de coșmar. De ce? Inginerul respectiv era la fel de bun. Nu se punea problema de pregătire. Numai că al nostru își asuma foarte multe lucruri. Avem acea adaptabilitate. Dacă ceva nu mergea, el nu se uita în, cum se numește, în programul, să zicem așa, să spună, ok, eu trebuie să fac de aici până aici. Nu, eu trebuie să fac în așa fel încât să treaba să meargă, tot circuitul să se miște. Și în momentul în care astfel de oameni plecau, îi vedeai și pe șefi, își dădeau seama cât de important era respectiv om. Deci avem oameni, în toate domeniile avem oameni bine pregătiți, nu cădem nici în extrema aia la altă, că, domne, cât de deosebit suntem noi. Dar avem material bun, se poate lucra cu el. Asta aș vrea să subliniez. De asta mă întrebam, cum același om care acasă era un tip zaharisit în meseria lui și plictisit și supărat și mai trăgea de timp, îl pui într-un alt context, într-un alt sistem, îl plătești mai bine, îi oferi respect și performează atât de bine. Deci problema nu este neapărat de om, este de sistem în sine. Ok, ca să concluzionăm, sunt lucruri pe care antreprenorii care vor să-i atragă pe români acasă le pot face. Odată, să-i trateze cu respect, să le arate că pot să aibă o poveste de succes, să-i transforme în exemple pozitive, să le dea încredere, să îi, nu știu, să încurajeze să învețe în continuare. Ăsta iar e un lucru foarte valoros și mai ales să le dea posibilitatea asta de a fi împreună cu familiile lor. Sigur că o parte din lucrurile pe care țin de statul român, de calitatea serviciilor publice, de calitatea drumurilor, nu neapărat sunt astăzi la îndemâna antreprenorilor, dar pot să fie cumva compensate dacă oamenii sunt tratați corect. Însă e vorba și de o situație de mentalitate. Să înțelegi tu, cel care lucrezi, că poți să faci un parteneriat cu angajatorul tău, să te implici mai mult decât scrie acolo în rolul tău. Nu știu, domne, eu de aici până aici, în rest nu mă interesează. Pentru că treaba asta de mentalitate, de atitudine, de cât de mult îți dai interesul, cât de mult vorbești cu ceilalți, hai să facem treabă, s-ar putea să te facă foarte valoros. Îți mulțumesc pentru lecția asta. Hai să ne întoarcem la ce faci tu, la partea asta creativă. Spune-mi cum te-ai gândit, de unde ți-a venit ideea să
faci filmulețe în care să spui povești despre diverse situații foarte multe fictive, da? Ca să îi înveselești pe oameni. De ce? A fost cumva o continuare firească a ceea ce făceam cumva ca jurnalist. Iar în momentul în care am ajuns, am intrat într-o nouă viață unde nu avea nimeni nevoie de vreun jurnalist, cel puțin de mine, eu îmi făceam treaba pe care o făceam, iar partea aceasta de creativitate, de povești, era supapa mea. Acolo mă simțeam bine. Și ușor, ușor mi-am dat seama că fără să spun cine știe ce lucruri, efectiv povestind din experiențele mele de zi cu zi, uneori și cu umor, oamenii se regăseau în aceste experiențe și reacționau. Reacționau mult mai mult decât m-aș fi așteptat eu, chiar a fost o surpriză. Pentru că eram foarte însingurați, nu eram mulți, dar nu eram o comunitate, eram o adunătură, ca să-i spun așa. Uh-huh. Nu aveam cum să comunic, nu comunicam foarte bine și atunci simplu fapt de a te regăsi în experiențele celuilalt era cumva și reconfortant. Bă, și lui ăla e greu sau și ăla a dat peste situația respectivă. Cam așa a fost începutul. Ai ajuns la sute de mii de oameni care te urmăresc acum și vreau să te întreb că mulți își imaginează că sigur ești milionar în lire din treaba asta, nu? Pentru că avem și noi influenceri în România care trăiesc într-un lux orbitor și pe care îl și expun. Asta vreau să te întreb. Sigur că făcând treaba asta creativă, uite, ai acum un mini-business, îmi ai ajutat pe antreprenorii români de acolo să comunice, să-și vândă, nu știu, magazinele românești, să anunțe, sau transportatorii, sau cei care prestează servicii pentru comunitatea românească. Presupun că ăștia sunt primii clienți sau cei mai accesibili. Da? Dă-le oamenilor și realitatea. Adică asta e a side job. Da? Spune-le că nu e neapărat o fabrică de bani treaba asta, însă cumva e o plăcere, o faci din bucurie. Este așa, este. Acum, bineînțeles, unii știu să se vândă mai bine sau au susținerea unui sistem care îi ajută din punctul ăsta de vedere. Nu este și cazul aici la noi. Aici, da, platforma în sine, Facebook în cazul meu, îți plătește niște reclamă sau chestii de genul ăsta, numai că mai ales de când evaluările și monitorizările sunt făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, avem foarte mari probleme, pentru că inteligența artificială nu înțelege subtilitățile limbii române. Noi ne exprimăm în felurite lucruri și mai ales când vrem să facem și umor, ne exprimăm într-un anumit fel, iar motoarele lor de analiză, programele lor de analiză, se sesizează fel de fel de lucruri pe care n-ai avut nicio intenție să le spui și atunci am fost blocat, cred că vreo 3 luni într-un an. 30 de zile, 10 zile, da, și sunt probleme de genul ăsta. Acum, aș vrea să mai subliniez un aspect, mie se pare foarte important, mai ales pentru cei mai tineri care visează. Deci, spunea cineva, domnule, nu se mai numește șomer, se numește digital creator acum, e plin de digital creatori. Cei tineri, evident, își doresc să ajungă să aibă milioane de followers pe toate platformele sociale. Absolut totul are un cost, inclusiv genul acesta de preocupare. Poate deveni un drog, poți ajunge să faci compromisuri. Am văzut oameni care au ajuns să facă compromisuri foarte mari din această disperare de a capta în continuare atenția. Puterea, dacă îi s-o numim așa, puterea numerelor, la fel ca și puterea reală dintr-o companie sau dintr-un stat, are doza ei foarte mare de nocivitate. S-ar putea să crezi despre tine că întotdeauna ai dreptate, când cineva vine și te trage de mânecă și spune o iei pe arătură, nu trebuie să-ți dai în primul rând cu părerea despre orice. Dar ai tendința să faci fel de fel de prostii și cred că ar trebui să vorbim mai mult și despre această parte. Eu am pățit-o pe pielea mea, adică am învățat greșind, practic. Ca să nu mai vorbim despre faptul că trebuie să faci un efort intelectual și creativ ca să produci acel conținut și doi la mână mai este și un efort de timp serios investit ca să-ți faci managementul canalului, platformei, că nu e așa ușor. Te-ai filmat cu telefonul în mașină și gata, au început să curgă banii. Bun, te pregătești să lansezi un podcast. Și
eu sunt foarte bucuros dacă o să putem să vă ajutăm cu un pic de audiență, 10-15 urmăritori măcar să vă trimitem și noi. Care e ideea? Ce vreți să faceți cu podcastul ăsta? Nimic deosebit, deci sincer, chiar nu avem vreun mare plan. Și-am pornit din start, eu l-am numit, nu o să numească așa, dar i-am spus ca un fel de slogan, la spartul târgului, pentru că în momentul în care sunt 2800 de podcasturi pe piață, m-am trezit și eu să fac podcast. Dar nu vreau foarte mult și în momentul în care, bănuiesc că știți mai bine, invit pe cineva la podcast și persoana respectivă se chinuie să spună niște lucruri extraordinare, să vină cu o perspectivă originală sau mai știu eu ce. Nu. Vreau efectiv să vorbesc cu oameni din comunitate, să vorbesc cât de relaxat s-o putea, că nimeni nu-i chiar foarte relaxat, dar pentru că la noi piața e destul de virgină, dacă mi-este permis să spun așa, nu știu dacă avem 5 podcasturi și niciun caz nimic cu audiență mai mare, și eu și încurajez pe toți doritorii să meargă pe acest format, pentru că este un format un pic mai ușor de realizat, mai relaxat, nu e atât de pretențios ca o emisiune TV sau radio sau e podcast. Discutăm, hai să ne cunoaștem, că e important, hai să vorbim, exact ce spuneam, că vorbim tu, vorbim și eu, vorbim și el, poate ajutăm pe cineva. Exact, despre asta e vorba, de un pic de educație, un pic de informație, de dezbatere, așa se construiesc comunitățile. Bun, Bogdan, ești de 10 ani în Marea Britanie, ești cetățean deja, ești și membru al Partidului Conservator, din câte am înțeles. Da, nu mai sunt. Okay. Da, aici, doar ca o paranteză foarte mică, eu mi-aș fi dorit, pentru că întotdeauna când te asociezi într-un fel sau altul cu orice ar fi politic, noi români avem problema asta, și o problemă, de a critica, de a privi cu dispreț, cu dezgust. Și eu am zis, dom'le, mi-aș dori să avem 500.000 de români, membri în tot ceea ce înseamnă mișcare politică aici. Și mi-aș dori să ne vindem, în ghilimele, mai bine, să ne reprezentăm interesele mai bine. Mă uit, de exemplu, un model bun de politică pentru mine a fost întotdeauna UDMR-ul. Au știut să își reprezinte interesele. Cu suișuri și coborușuri, dar au fost tot timpul acolo în zonă. Păi noi asta o putem face lejer în multe state în care trăiesc comunități masive de români. Și de ce spun asta? Pentru că încercam să le mai explic unor prieteni. Tu locuiești, cum locuiesc eu, într-un mic orășel de lângă Londra. În acel mic orășel, ca și în România, are un consiliu, are un primar, un consiliu și are niște fonduri la dispoziție. O parte dintre fonduri sunt pentru viața de zi cu zi, curățenie, tot ceea ce presupune administrarea unui oraș, o parte sunt pentru investiții. Pentru că anumite comunități de aici au consilieri acolo, primesc fonduri, își fac o biserică, își fac un centru de ceva, deci primesc ceva. Tu, chiar dacă ai cel mai mare număr după britanici, sunt românii, nu ai pe nimeni să te reprezinte și nu prea primești nimic. Asta e. Foarte bună lecția asta, să înțelegem că trebuie să fim și cetățeni și că dincolo de viața noastră de familie și de mergem până la job și după aia ajungem acasă, ne uităm la televizor, ar trebui să ne uităm și la ce se întâmplă în jurul nostru, nu doar în Marea Britanie, nu doar în Italia, ci și acasă în România, adică să ne uităm că trebuie să fim și cetățeni, să mergem să mai punem niște întrebări. Pe ce se cheltuie banii, de ce ați pus băncuțe în loc să faceți șosea? Toate lucrurile ar trebui să ne intereseze, pentru că de noi depinde să ne facem viața mai bună și orașul mai locuibil. Asta este un lucru Întotdeauna am subliniat un aspect. Deci cel mai critic trebuie să fii cu cei cărora le-ai dat votul tău. Asta e foarte important. Că noi funcționăm de multe ori ca niște galerii de fotbal. Sunt ai mei și restul. Și pe restul înjur, iar a mei, pentru că i-am votat, sunt albi, maculați. Nu. Cu ei am dat votul. Eu acolo am cele mai mari așteptări, pentru că lui am dat votul. De critică să-i faci troacă de porc și să-i întrebi, oameni buni, ce ați făcut, ce ați lucrat, spuneți-ne și nouă, cu ce vă ocupați, ce ați promis, hai să vedem din ce ați promis, câte au ieșit, câte n-au ieșit, de ce n-au ieșit, cum vă ajutăm să fim mai bine. Ok, super. Dar întrebarea mea era așa, la 10 ani de distanță de România, sigur, ai mai venit în vizite, ai mai venit acasă, dar doar în vizite. Cum ți se pare România astăzi și care crezi că este viitorul pentru următorii 5-10 ani? Cum te uiți tu la România de acolo, de la Londra? Mie mi se pare că s-a schimbat enorm în bine. Deci o văd, e palpabil. Merg prin orașul, eu sunt ieșean.
Dar am trecut prin foarte multe orașe din România, inclusiv în zona rurală. Lucrurile sunt mult, mult schimbate în bine. E adevărat, zona rurală s-a cam golit, din păcate. Dar, nu știu, pentru cineva care vine odată la 2 ani acasă sau odată pe an, lucrurile acestea sunt extrem de vizibile, extrem de palpabile. Deci cred că România este pe un drum bun, chiar cred. Iar dacă și noi... aici ar mai fi o paranteză de făcut. Cred că avem nevoie și de un proiect de țară, un pic mai așezat, mai serios, dincolo de România Educată, care, mă rog, s-a sfârșit cum s-a sfârșit, din păcate. Care e un mare succes, da. Dar avem nevoie de un pic de optimism, avem nevoie să punem umărul la ceva, inclusiv diaspora. În diaspora găsește entuziasm. Oamenii ar fi dispuși să ajute cu ceva, dacă am avea un proiect de țară, dacă am vrea cu adevărat ceva realizabil, palpabil de la noi. Avem nevoie de asta, pentru că altfel, o știți mai bine ca mine, sunt dezamăgirile de zi cu zi și vorbind 99% din timp doar despre aceste dezamăgiri, nu mai vedem lucrurile bune. Uh-huh. Iar eu când citesc, da, poate n-am înțeles bine, dar când citesc faptul că deja începem să trecem pe lângă Grecia, pe lângă Cehia, din punct de vedere al PIB-ului, că urcăm, e un lucru șocant și nu știu câți români realizează, de fapt, unde am fost și unde suntem. Exact. Însă, din păcate, încă ne focalizăm pe polarizare, pe ce ne separă, pe ideile pe care le avem diferite, în loc să avem un plan comun. Uite, împreună, cu toții muncind, o să fim ca țară, nu știu, locul 5 sau locul 7 sau locul 3 în Europa, sau locul 1 pe anumite industrii și, nu știu, locul 5-7 pe alte lucruri. Asta ar trebui să avem ca plan. Dar asta înseamnă să avem și oameni mai competenți acolo unde se iau decizii. Da, clar. Și aici vreau să te întreb. Cum ți se pare zona asta de decizie publică? Este mai bună astăzi decât era acum 10 ani sau e o scădere de calitate? Și în ce fel crezi tu că poate diaspora să influențeze schimbarea asta? Pentru că diaspora a avut un rol destul de important în alegeri, la alegerea președintelui acum 10 ani, 9 ani, da, și e numeroasă. Și nu doar pentru că sunt foarte mulți români acolo, ci pentru că sunt foarte multe milioanele de români care au rude în diaspora și care pot să fie influențați când votează. Deci cum vezi anul ăsta, că e un an în care o să avem multe alegeri și multe dintre ele sunt importante pentru viitorul nostru. Uh-huh. Da, exact cum ați menționat, e un an extrem, extrem de important. Referitor la decidenți, cred că per total, nu neapărat calitatea lor umană sau pregătirea lor a crescut, cât reținerea de a face rău, pentru că lucrurile sunt mai vizibile, din ce în ce mai vizibile. Și atunci mai învață-ți din experiențele celorlalți, pentru că am văzut cazuri de oameni care păreau de neatins și apoi au, într-o lună, două, totul s-a prăbușit. Deci din punctul ăsta de vedere, da, cred că sunt un pic mai reținuți în a face rău, dincolo de catalogări, pentru că și eu eram foarte, când eram mai tânăr, eram cu dreapta, vedeam numai feți frumoși. Acum îmi dau seama că o țară se guvernează și nu e ușor de guvernat, cu atâtea și atâtea legi și chițe și analize. Până la urmă se guvernează și mergem destul de binișor în față. În ceea ce privește anul politic de care menționați, îmi doresc foarte mult să nu avem un puternic curent extremist, ca să-i spun așa, trimis în Europa. Chiar îmi doresc foarte mult, pentru că aici în interior cred că putem manageria și am mai văzut meeting-uri de genul panda, propaganda, cum mai zicem noi, pe rețelele sociale, părea că izbucnește cine știe ce revoluție, iar când s-au adunat în respectivul loc erau 10 persoane. Deci românii nu sunt chiar atât de ușor de manipulat. Se uită, sunt nemulțumiți, dar nu sunt chiar atât de ușor de manipulat, cum s-ar crede. Și eu asta îmi doresc, în special cu alegerile pentru Parlamentul European, îmi doresc să avem o echipă echilibrată per total. Ok. Bogdan, îți mulțumesc tare mult, a fost o bucurie să povestim. În final aș vrea să te rog să dai un mesaj pentru cei care te urmăresc, pentru cei care ne urmăresc, despre cum vezi tu ziua de mâine legat de profesie pentru fiecare. Da. Ce ar putea să învețe fiecare dintre cei care se uită la noi, cum să-și
cum să-și gândească viitorul. Ce ai învățat tu și ce ai învățat tu din experiența ta de român adaptat în Marea Britanie? Păi, cel mai important lucru pe care l-am învățat, dacă mă uit în spate, asta îmi vine în primul rând în minte, e că înainte de a fi, chiar și înainte de a fi român, știu că dă foarte bine să te bați cu pumnul în piept din acest punct de vedere, dar am învățat că înainte de toate sunt cetățean al acestei lumi. Am întâlnit oameni extraordinari din fel de fel de culturi ale acestei lumi. Cum spuneam, locuind în afara țării, am avut termeni de comparație mult mai mulți și inclusiv, poate de multe ori, dezamăgirea față de românii mei s-a temperat extraordinar de mult. Mă apreciez și vă apreciez mult mai mult pentru că v-am văzut în fel de fel de situații. Să nu ne fie rușine să pornim de la zero, să nu ne fie rușine să ne reinventăm, să nu ne fie rușine nici de lucrurile cu care am crescut, ăia 7 ani de acasă, pentru că sunt extrem de importanți, să nu pierdem legătura cu aceste lucruri. Și nu eram pregătit să spun un astfel de mesaj, dar vă doresc să fiți sănătoși și să vă bucurați de toți cei dragi vouă. Bogdan, îți mulțumesc tare mult, salutări tuturor românilor cu care tu te întâlnești în Londra și familiei tale. Îți mulțumim tare mult pentru mesajul ăsta și pentru dialogul ăsta. A fost foarte valoros să primim semnalul ăsta de optimism și de realism în același timp pe care tu l-ai dat. Îți mulțumesc tare mult, succes cu podcastul vostru și succes cu tot ce faceți acolo în Londra, tu și cu prietenii și colegii tăi. Dragii mei, vă mulțumesc că v-ați uitat la episodul ăsta, îmi cer iertare pentru vocea pe care o am, nu o pot controla mai bine astăzi. Sper să vă fie de folos episodul ăsta și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea noastră întâlnire. Spor la treabă, servus!